Ne dorim să aflăm cine sunteți, din ce comunitate proveniți și care este taina din arta dumneavoastră. Mă numesc Marinela Vârlan, sunt din Piatra Neamț, împreună cu soțul meu, Dumitru Dănuț. Cam de 2 ani am început să înființăm atelier Dumir. În cadrul firmei noastre realizăm obiecte din lemn simple sau în combinație cu rășină epoxidică pentru toate categoriile de clienți. Cred că produsele noastre o să fie apreciate, deoarece punem mult suflet în realizarea lor și cred că o să fie și pe gustul clienților. Foarte interesant. Ce considerați dumneavoastră că oferiți comunității? Prin produsele noastre, prin faptul că în ele noi punem dragoste și suntem siguri că cei care le vor cumpăra de la noi vor folosi aceste produse în scopul util, estetic. Credem că ajutăm, prin munca noastră, ajutăm categoriile de toate vârstele de clienți și sfătuim, dacă chiar iubesc ceea ce facem, să cumpere de la noi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră comunitatea? Păi, cum să zic, comunitatea cred că este cel mai de folos în viața de zi cu zi. Comunitatea în care trăim, trebuie să fim sociabili unii cu alții, să ne ajutăm, să ne iubim, să armonizăm tot ceea ce facem ca și cei care ne sunt alături să ne iubească la fel de mult. Eu cred că în comunitate trebuie să fim ca frații. Cum simțiți că este percepută arta dumneavoastră pentru comunitate? Aș vrea să cred că arta noastră este pe placul tuturor celor din comunitate, deoarece îmbinăm vechiul cu nou, deci lemnul cu îmbinarea rășinii epoxidice. Credem că produsele realizate vor avea priză la clienți și cred că, într-adevăr, ceea ce simțim noi când le realizăm, să simtă și cei care le cumpără că sunt de un mare folos și estetic și util și eu cred că le face bine celor care le cumpără și o să le îndrăgească și o să fie apreciate. Mulțumim! Cu drag!